Vouchere sociale pentru milioane de români. După explozia prețurilor la alimente și la combustibili, statul vrea acum să-i ajute pe românii vulnerabili. Astfel, peste 3,5 milioane de români vor primi bani de la stat. Persoanele cu venituri mici ar urma să primească vouchere sociale care să-și cumpere alimentele de bază. Vorbim de peste 3 milioane și jumătate de români care vor beneficia de aceste etichete sociale. În plus, și elevii care primesc burse sociale ar putea să primească vouchere pentru mâncare și rechizite. Mă bucur pentru lucrul acesta. Ar trebui să extindă aceste intervenții cu bani la cei care nevoiași. Au nevoie românii în această perioadă de bani? Fără discuție, fără discuție. Dar cu măsură. Nu trebuie să îl facem un obicei. Pentru că trebuie bani și pentru dezvoltare și pentru toate treburile celelalte din țara asta. E foarte bine, e un lucru binevenit pentru, cred că aproape toată țara, numai pentru anumite persoane. Guvernul României pregătește o serie de măsuri cu caracter social destinate persoanelor cu venituri mici. Surse guvernamentale au declarat pentru Observator că 3,5 milioane de români vor beneficia de etichete sociale în valoare de 50 de euro și care se vor acorda la fiecare două luni până la sfârșitul anului. E foarte bine venit că sunt oameni care într-adevăr au nevoie de așa ceva, de un ajutor. Au nevoie românii în această perioadă de... Da, că toate s-au scumpit și chiar sunt oameni care într-adevăr au nevoie urgentă, dar totuși ar trebui un pic mai mult decât au stabilit. Acestea sunt destinate pentru cumpărarea a 6 alimente de bază pentru gospodăriile cu ambii părinți și cel puțin 2 copii dependenți și gospodării monoparentale, cu un venit net mediu lunar mai mic de 600 de lei persoanele care primesc venit minim garantat, persoane cu dizabilități și pensionari cu un venit mai mic de 1500 de lei.